Gata, brother, până aici a fost vlogul. Știți de ce? Nu se poate! Cum mă mâncați, ești gurata? Ia uite. Aoleo, futus cuiu tău, mamă. Am luat speciala, mânca vași gura voastră. Am luat speciala. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un bike vlog, ca să zic așa. Am stricat toată filmarea la început, deoarece nu mi-am dat seama că GoPro-ul filmează pe, vedeți și voi, pe rapid. Da, aceasta este introducerea, dar imediat o să continuăm. N-am apucat și n-am avut cum să readuc la viață filmarea, deci am pierdut filmarea cu introducerea, dar am pus-o și eu pe rapid să vedeți ce înseamnă să fii prost. Prima oară în viață mi s-a întâmplat chestia asta, dar urmează exact ce trebuie. Îi dăm bătaie? Bun. O să vedeți ce cască mi-au după ce iau permisul. O cască custom. Nu știu cât de... Haide că se aude un pic mai așa. Am microfoane acasă profesionale, tot. Vedeți motovloguri cum nu mai vedeți decât la 1-2 de pe YouTube, atât din România. Vreo 2-3 maxim care mai au cu motovloguri, dar în rest o să vedeți ce fac eu. Ia fiți atenți aici. Îi dăm direct ok, că e cald. Ha? Ha-ha-ha! Mecherie! Puge direct, mă! Auzi! Ha! Câte de mici mor!
Stai de capul meu, bă, nu se poate așa ceva, mă. Bă, fraților, dai să-mi scot casca, că mor de cald. Așa ceva mânca v-aș gura, îmi tremură picioarele un pic de la, că stau încordat pe el. Bă, nu se poate că tăturați iară, cocoș, cum mai ții cocoș? Bine că nu i-am dat cârjă. Ce ai, mă, dacă, ia. Ia uzi. Sfârâie, ești nebun, ia. Nu se poate, mă, câtă viteză, câtă energie are. Un motoraj de 50, ce credeți? Își face răcirea absolut perfect. Trage aerul pe partea asta pe aici, se văd și dințișorii când merge motorul și împinge aerul în partea asta. Bă, ești nebun la cap. Uite aici. Și îl împinge exact pe partea asta ca să răcească chiuloasa asta. E făcut cu cap și uite că merge perfect. S-a belit carburatorul, mânca ăsta filtrul de aer. I-a căzut ăla, băi. Mamă, hai că nu o să mai merg tare. Hai că l-am dat. Filtrul de aer, uite. I-a sărit capacul de aici. Ce ai făcut, Maria? Poate îl găsesc. Mă duc, poate îl mai găsesc, dar nu cred. Ia uitați-vă și voi. I-a sărit capacul ăsta de aici. Hai că da. Adică capacul din spate și l-aveam acolo. S-a dezlipit, eu știu, poate de la vibrații. Bun, dacă nu... Îl iau cu mine și mâine când mă duc la ore, trec la piese și mi-iau capac. Da, n-am urgență, oricum îi desfac filtrul, să văd dimensiunea filtrului. Pot să-i pun acolo un capac din orice. Bun, hai să mergem acasă. Bă, ești nebun, dar o să merg un pic mai încet pentru că i-a sărit capacul de la filtru de aer. Și nu vreau să se ducă mizerie în carburator. Cum o să fie atât de distractiv, mă? Doamne! Am făcut și pană. Ce panoramă. Păi pe cioburile astea pe câmpul ăsta. Moară Larisa de n-aruncă numai gunoaie, mă. Cum să nu fac? Am simțit că odată se duce stânga-dreapta. Ia uite, bă, am făcut și pană. Să știu să o n-aia cu crosul pe aici sau. Dar n-ai ce să faci, ăsta e. Ia uite, chiar ziceam, dar nu acum. Că acum m-am oprit. Ia uitați-vă și voi, na. Ce vorbești, bă, unde? Când o să ne revenim vreodată? Mă, ia lănțicul. Lănțicul e bun. Uite, capacul la filtrul de aer s-a dus, de-aia ați văzut că nu prea mai merge, nu se, adică se turează, dar nu se mai turează el cum se tura. Oricum, o să-i dau și carburatorul jos, să-l curăț. Am făcut pană, mă, brother. Ia uite cauciucul cum e. Mamă, să mor, Larisa. Gata, brother, până aici a fost vlogul.
Știți de ce? Nu se poate! Uitați-vă, bă, stai mă să dau GoPro jos. Nu se poate, niciun ciob. Nu există așa ceva, cocoși. Nu se poate, coaie. Doamne, mâncați ești curută. Ia uite, mă, băiat. Hai de capul meu. Ia uite, am zis că în cioburile astea, uitați-vă și voi, că nu întrerup deloc video. Cum mă mâncați ești gurată? Ia uite. Hai de capul meu. Aoleo, futu-s cuiul tău, mamă. Ia uite, mă. Muream și așa nu vedeam. Nu credeam, mă. S-a avariat toată situația. Ia să caut eu cauciuc, poate găsesc să moară mie Larisa dacă nu-mi iau. Ai mic, mă, merge încet, mă. Îmi iau acum au și îmi iau monstru subacvatic. Mă. Nu e adevărat. Bă, e cât se poate de adevărat. Nu pot să cred, am făcut pană în mijlocul câmpului. Doamne, sunt 3 km până acasă. Nu știu dacă se vede unde sunt. O, uite unde e biserica la... Să moară mie Larisa dacă nu sunt 4 km până acolo. Mamă, mamă, cât am de... Aoleu, și de asta mi-a fost întotdeauna frică și de asta n-am scăpat. E chestia că, bine, să fi avut acum alea de pană, dar ce să faci pană acum, mamă, dacă eram cu ăla mare? Am simțit odată că se duce stânga-dreapta, așa, alunecă, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și ce credeți? Pană direct mâncava și gura voastră, roata moale. Bă, am zis, a sărit lanțul, deci mă fura stânga-dreapta, nu știu dacă ați făcut și voi pană. Ia uite, mâncav, până acolo sunt 8 km, până în următoarea comună sunt vreo 7 și până la mine sunt vreo 5 km până acasă. Firar cuiele să fie! Wow! Hai că am țipat! Ia uzi, mi-a răspuns trebuie. Floricică, floare de primăvară, mai bai! Cum mă duc eu pe jos? Și bine că n-am ieșit pe căldura aia. Cum am făcut, bă, pană, băi? Ia uite gaura, uite gaura. Am luat speciala, mâncava-aș gura voastră. Am luat speciala. S-a făcut și camera praf. Mi-a dat speciala, mâncava-aș. Gata, ce să zic. O să încheiem vlogul. Îmi pun casca pe cap și cu asta, uite așa o iau. Uite așa. Uite așa. Cu tu-s cuiele, mam, că nu mai înjur pe nimeni. Cum, bă, cum am luat eu, iau ca Silviu, cum, bă, cum am luat, bă, să vezi ce râd prietenii ăștia, Răzvane, când o să vezi, mor de râs. Cum, mă, pană, mă, pe câmp, în mijlocul verii, bine, e răcoare, dar vine un dihor de, cum, bă, la, nu mai zic nimic, gata. Ok, cam atât pe ziua de azi. Uitați-vă și voi cât de mult contează să ai la tine tot ce trebuie pentru pană. Dar ce aș mai fi putut face acum? Trebuia să dau cauciuc la o parte, deoarece camera e pișcată. Doamne, să nu vă mint, vreau să mă duc pe câmp, uite pe partea aia, dar s-a întunecat. Vreau să mă duc până în capătul ăla, până unde sunt oile alea. Ce am, unde... Nu până în pădure, la vreo 15 km. Cât mă ținea benzina. Se întorc eroi pe înserat acasă, cu dalbe flori, cu cuiele prin roată. Venim iar rău și mi-o dată. Că am luat cuie de pe plantația asta minunată. Bă, fraților, ce să vă spun? Îmi pare rău și nu mai pot de spume ce am. Că am luat special la mâncava și gura voastră și nu mi-a dat nimic. Închei și eu, îmi pun GoPro-ul la piept. Să iau motoreta asta la spinare, că e mic. Bine că am venit cu asta. Dacă veneam cu cealaltă era grea. Cât de fraier! Ce nașpa! Oh, stai, am crezut că... O să cadă asta. Fraților, fiți atenți, în primul link din descriere o să vă pun canalul Povești Copilărești, pe care vreau să-l ridic cât se poate de mult, în canalul 2 Fish Hacker, tot canalul meu de YouTube, și jos, să nu mai fie nicio diferență, toate rețelele mele de socializare le găsiți cu Shari Vlogger, legat. SHARYVLOGGER, adică Shari Vlogger, fără liniuță cum am pe canal. Instagram Shari Vlogger, Facebook Shari Vlogger, TikTok Shari Vlogger. Vedeți că am o grămadă de cadouri pentru toată lumea. Am primit eu un cadou de la câmpul ăsta, un cui de vă iubesc.
bum, 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 toate babele sar acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajur. Cu anălea nasare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.